Ați auzit de recunoștință, de secretul legii atracției și de rugăciune? Sunt convins că da. Este foarte bine să înțelegem că oamenii, atunci când se roagă, insistă ca ceea ce ei cer să se și întâmple. Ei insistă ca acel eveniment, faptă, să ajungă în viața lor așa cum ei au gândit-o și o doresc. Dar Universul nu funcționează așa. Deoarece atunci când ei se roagă în acest mod, nu se întâmplă nimic. De ce nu se întâmplă nimic? Este simplu. Deoarece prin o astfel de rugăciune, ei doar încearcă și nu aduc nimic în viața lor. Iar emoțiile pe care ei le pun în acea rugăciune, de multe ori lasă de dorit. Noi oameni nu ne rugăm pentru a primi răspuns la rugăciuni. Noi oamenii ne rugăm pentru a fi recunoscători vis-a-vis de ceea ce noi avem deja sau ne dorim să avem în viața noastră. Legea atracției este foarte subtilă. Să vă spun o poveste. De fapt, nu este o poveste, este ceva real, ce mie mi s-a întâmplat acum mulți ani. Eram într-o biserică și mă rugam. Și mă rugam doar eu și cu un domn. Biserica era goală. Iar mie mi-a atras atenția domnul care se ruga în fața altarului, deoarece striga cât putea el de tare către Dumnezeu și nu suna rugăciune, ci suna ca o cerere obligatorie către Dumnezeu, adică Dumnezeu era obligat să-i dea lui ceea ce el cerea. Și nu era o recunoștință, ci el cerea ca Dumnezeu să-i pedepsească pe acei oameni în moduri destul de urâte pentru ceea ce ei i-au făcut lui. Cum credeți, sau ce emoții credeți că avea acel om în sufletul lui în momentul respectiv, nici de cum de recunoștință, ci de ură, de luptă? Ei, ce putea să-i ofere Dumnezeu, Universul acelui bătrân? Ură și luptă. Nici de cum recunoștință și binecuvântare acelor oameni, pentru că i-au putut oferi o lecție pe care el o avea de învățat la anii lui. Noi, în momentul în care ne ridicăm din rugăciune, este bine să fim conștienți că ea a fost deja ascultată acolo sus. Noi am trimis-o prin emoțiile noastre. Iar Dumnezeu, Universul, Sursa, câmpul cuantic, spuneți-i cum vreți voi, ne va trimite înapoi prin legea atracției și prin emoția recunoștinței pe care noi am dat-o, ceea ce noi ne dorim în viața noastră. De fapt, noi atragem un eveniment, o faptă care deja există în sursă, în câmp. Și noi îl primim ca un răspuns în viața noastră. La fel se întâmplă și în meditație. Atunci când te conectezi la sursă, la câmp, la Dumnezeu și ești recunoscător pentru ceea ce ai sau ce intenționezi să ai, ca și cum ai avea. Atunci.
atunci se întâmplă magia, atunci se întâmplă minunea. Spor la meditat și la rugăciune.